Peste câteva zile se împlinesc 4 ani de când Camelia Berde a devenit primarul orașului Victoria. În semn de apreciere pentru locuitorii orașului, a prezentat ce a reușit să realizeze împreună cu echipa. În anul 2024 a depus proiecte noi pentru finanțare nerambursabilă în valoare de peste 15 milioane de euro. Este vorba de proiecte pentru canalizare, regenerare urbană, zona Heleșteu, reabilitare, școală generală și digitalizare, activitate primărie. Ultimele 3 proiecte au fost depuse recent în lunile august și septembrie, iar în perioada următoare are în plan să depună proiecte pentru iluminat public, pentru grădinița de pe strada Libertății și pentru eficientizarea energetică la clubul sportiv. De asemenea, tot în acest an, în luna septembrie, a mai primit 1 milion de euro de la Ministerul Sănătății pentru aparatură și reparații la secția de îngrijiri paliative de la spital, secție care acum este în lucru la etajul 4 al clădirii spitalului. De asemenea, spitalul mai are încă o reușită prin managerul Florin Popa, care a semnat ieri contractul de finanțare pentru digitalizarea spitalului, un proiect cu o valoare de 1.500.000 de lei, scris și depus de el însuși, fără ajutorul niciunui consultant.